licitația livrării de apă potabilă în municipiul Ionești de către Societatea Apă Canal și discuții pe această temă în vederea găsirii unor soluții de a ieși din impas, pentru că este o situație de netolerat în această perioadă ca un oraș, ca un municipiul nostru să nu aibă apă potabilă 24 de ore din 24. Ați luat la cunoștință și de pe mail și o să trecem la ședința propriu-zisă din această zi. Dacă sunt discuții cu privire la acest punct al ordinii de zi, pe tema oportunității lui. Există vreun reprezentant de la Apă Canal? Sau au fost invitați? Sunt preocupați cu o întâlnire spontană, înțeleg, pe care au organizat, cu ghilimele de rigoare, organizat o parte din locuitorii municipiului Ionești și mai greu se deplasează. Au fost invitați și... A fost invitat domnul consilier județean din partea PNL Vicol și doamna director Vicol. Bine? Teritoriul general. Nu asta vreau să ne chemăm, așa să discutăm între noi, ne-am mai întâlnit și am mai discutat asta. Păi ne-am mai întâlnit, haideți să începem cu începutul. Deci avem o sigură. Dumneavoastră sunteți bronzat, rapid la... Da, da, exact. Ca și colegul dumneavoastră, numai că dăm să nu vreau să expune la soare. Nu avem de aceleași discuții fără nicio finalitate. Dacă nu doriți să discutați, nu e prezența obligatorie la o astfel de ședință. Dar doresc să discut pe un plan pe care dumneavoastră ar trebui să-l prezentați. De ce să prezentăm dacă de-abia am început discuția? Ați început cu reproșuri, din prima, cum faceți de fiecare dată. Știm că poate e o problemă care nu vreți să o rezolvați. Domnule, dumneavoastră sunteți primar, n-ați înțeles și trebuie dumneavoastră trebuie să rezolvați. Vi se pare că nu a înțeles cineva ceva? Dumneavoastră credeți întotdeauna multe. Deci avem un singur punct la ordine de zi și, cum v-am anunțat și pe dumneavoastră, discuții privind situația alimentării cu apă potabilă la municipiul Ionești în această perioadă destul de delicată. Cine este de acord cu prezența? Vă rog. Este statutară ședința? Da. Câți prezenți? Câți? Ședința noastră este statutară, așa că putem să mergem mai departe. Cine este pentru această ordine de zi? Împotrivă? Să abține cineva? Vă mulțumesc. În preambulul discuțiilor, dau cuvântul domnului primar Mihai Nicolae, care a pregătit un memoriu, care urmează să fie îmbunătățit în urma discuțiilor cu dumneavoastră, privind această Apă Canal, Societatea Apă Canal și alimentarea cu apă potabilă la orașul nostru, urmând să fie înaintat forurilor superioare pentru a solicita sprijin de rezolvare acestei chestiuni care trenează de ceva vreme. Puțiți, domnule Gărbea. Vă mulțumesc. Înainte să dau citire la memoriu, aș vrea doar să îmi exprim un punct de vedere. De fapt, sunt dezamăgit de modul cum începem această discuție și anume, ea o să fie constructivă. Începem deja să facem reproșuri unii altora, fără a gândi, în primul rând, anumite soluții. Soluțiile și o discuție la care ați fost invitați cu toții, mai ales membrii Comisiei Juridice, au fost, cum v-am și rugat, să aveți disponibilitatea să ne întâlnim cu acționarul principal de la Apă Canal. Acea întâlnire a avut loc. Întâlnirea a fost sâmbătă, pentru că eu nu pot să fac agenda domnului de la Apă Canal. Dar, în schimb, am obligația morală și nu numai morală, că atunci când există o oportunitate, chiar și sâmbătă, să am disponibilitatea, eu în primul rând, să dau curs invitației agendei dânsului, dacă pot spune așa. Ei, iată că în urma întâlnirii ele au fost prezenți exact un singur reprezentant din partea Comisiei Juridice. Nici nu vreau să-i dau numele ca să nu spunem din partea cărui partid a fost prezent. Au fost prezenți, în schimb, reprezentanții ai președinților de asociații de proprietari și reprezentați din compartimentul juridic al primăriei municipiului Ionești. Bineînțeles că în urma discuțiilor purtate cu acționarul principal de la Apă Canal, a trebuit să-i solicităm în scris, și am și făcut public lucrul acesta, ce soluții consideră dumneavoastră că trebuiesc găsite de comun acord, astfel încât să ieșim din situația aceasta din impas. Că dânsul venise cu tot felul de oferte, care mai generoase, să cumpărăm pachetul de
acțiuni de la Apă Canal și apoi renunță la orice proces pe care îl avem, orice conflict juridic, dacă pot spune, în instanță. Și astfel noi am putea, practic, să, în opinia dânsului, să intrăm ca și acționari CRAB, membrii ATIB, pentru obținerea acelei finanțări nerambursabile de 30 de milioane de euro. După ce noi ne-am ținut de cuvânt și în urma discuției am făcut în scris, i-am solicitat un punct de vedere, dânsul, cum a făcut și am explicat lucrul ăsta ca de fiecare dată, răspunsul nu ni l-a mai făcut. A uitat puțin, cu toate că a promis că a doua zi, de îndată, va veni cu un răspuns. În consecință, problema furnizării apei în municipiul Ionești, practica regimului de furnizare a apei în municipiul Ionești, continuă. Mă scuzați dacă am îndrăznit să vă invit să încercăm să rezolvăm această problemă. Văd că unii sunt supărați. Sper să trecem peste starea asta și să revenim la... Puteți să spuneți orice, dumneavoastră. Că aveți dreptul să spuneți orice. În consecință am gândit un memoriu care, cum a spus și domnul președinte, poate fi îmbunătățit total, parțial sau cum credeți de cuvință. În Consiliul Local sunt specialiști în domeniul juridic și cred că, pe lângă ceea ce am făcut noi în această săptămână în relația cu Apă Canal și vă vom prezenta imediat toate demersurile juridice pe care le-am făcut, vis-a-vis de reintrarea într-o stare de normalitate, pe de o parte, în ceea ce privește furnizarea apei în municipiul Onești și pe de altă parte, intrarea în practic în să dobândim acele rețele și să le folosim noi, nu cum fac deși ilegal acum. Să încheiem acele conflicte juridice. Dați-mi voie, vă rog, să vă citesc memoriul așa cum a fost gândit de noi până la acest moment. Potrivit articolului 3, alineatul 1 din Legea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, numărul 51/2006, serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale sau, după caz, asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, obiect de activitate serviciile de utilități publice, mandatate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre. Astfel, de 14 ani, municipiul Onești, prin măsurile luate atât la nivel administrativ cât și judiciar, s-a implicat și se implică în rezolvarea problemei serviciului de apă și canalizare din oraș, având drept scop intrarea în legalitate prin preluarea activității de furnizare a apei de către autoritatea locală de la SECE Apă Canal S.A., societate cu capital majoritar privat, cu sediul municipiul Onești, strada George Bacovia, numărul 24, județul Bacău, activitatea societății amintite desfășurându-se cu încălcarea tuturor prevederilor legale. În cadrul litigiilor cu societatea amintită, instanțele de judecată pe baza probelor administrate au pronunțat soluții definitive și irevocabile în favoarea autorităților locale, menționând drept legale și temeinice hotărârile Consiliului Local de organizare a serviciului public de apă și canalizare, reținând cu autoritate de lucru judecat competența exclusivă a autorității locale de a organiza serviciul public cu apă și canalizare din municipiul Onești. De asemenea, aceeași instanțe au reținut faptul că autoritatea locală este proprietara sistemului de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Onești, iar prețul la apă potabilă furnizată populației este nelegal. Arătăm astfel că prin decizia civilă numărul 3515 din 30.10.2014, pronunțată în dosarul numărul 1368/110/2012 de către Curtea de Apel Bacău, instanța de recurs a admis recursul Consiliului Local Onești cu intervenția NRSC și municipiul Onești și a menținut drept legale și temeinice hotărârile Consiliului Local privitoare la organizarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare. Așadar, nu se poate reține că autoarei întemeiate intervenții SECE Apă Canal sau unedile sa i s-a delegat gestiunea serviciului de alimentare cu apă și canalizare, rețelele cu apă și canalizare, rămânând în continuare în proprietatea municipiului Onești, iar serviciul de alimentare și canalizare rămânând supus inițial regimului concesionării ca singură formă legală de acea dată, potrivit articolului 25-29 din legea 15/1990 și apoi legii numărul 219/1998, iar de la intrarea în vigoare a legii numărul 326/2001, modalităților de gestiune prevăzute de această lege.
De asemenea, prin sentința civilă numărul 677 din 1.4.2004, pronunțată de Tribunalul Bacău în dosarul numărul 94/51/2003, rămasă definitivă și irrevocabilă, instanța de judecată a reținut, printre altele, că dispozițiile legii numărul 326/2001, prevăzut la articolul 15, că organizarea, conducerea, administrarea, gestionarea, coordonarea și controlul funcționării serviciilor publice de gospodărie comunală sunt atribuite autorităților administrației publice locale, iar potrivit articolul 16 alineatul 2, alegerea formei de gestiune a serviciilor publice de gospodărie comunală se face prin hotărâre a autorităților administrative publice locale. Ori așa cum s-a reținut mai sus HCL numărul 72/2002, intrat în circuitul civil, s-a dispus trecerea sistemului public de alimentare cu apă în administrarea directă a Consiliului Local Onești. Prin sentința civilă numărul 2 din 20.1.2003, pronunțată de Tribunalul Bacău în dosar numărul 12.847/2002, rămasă definitivă și irrevocabilă, a fost respinsă acțiunea în anulare HCL 72/2002, formulată de SECE Apă Canal Onești S.A., societate rezultată prin divizare din Onedile S.A. Onești. Hotărârea judecătorească rămânând definitivă și irrevocabilă. În hotărârea judecătorească, instanța reține faptul că autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă privind organizarea și coordonarea serviciilor publice și atribuirea bunurilor proprietății publice a municipiului. Alegerea formei de gestiune a serviciilor publice se face prin hotărâre de Consiliul Local, Consiliul Județean sau Consiliul General al Municipiului București, conform articolului 9 din legea 634/2002. Astfel, instanțele judecătorești au reținut că autoritățile de lucru, judecat competența exclusivă autorităților locale de a organiza serviciul public cu apă și canalizare din municipiul Onești, în acord cu prevederile legale în vigoare, precum și faptul că prețul facturat fără acordul autorității și avizul ANRSC, ca autoritate de reglementare în domeniu, este nelegal. În ciuda existenței hotărârilor judecătorești amintite, SECE Apă Canal S.A. a continuat și continuă să presteze fără drept serviciul public de apă și canalizare în municipiul Onești, dispunând că a răspuns la măsurile noastre de intrare în legalitate, măsuri cu caracter abuziv de natură a încălcat drepturile cetățenilor la un serviciu bun, public, prin care prin lege reprezintă un serviciu public de interes general. Prin adresa SECE Apă Canal S.A. numărul 909 din 5-8-2014, înregistrată la Primăria Municipiului Onești, cu numărul 33.345 din 5-8-2014, notifică Primăria Onești anunțând sistarea apei pentru neachitarea prețului majorat nelegal de societate. Ulterior, prin adresa cu numărul 281 din 23.02.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Onești, cu numărul 22.578 din 25.02.2016, dar și printr-o serie de alte notificări cu aproximativ același conținut emise de către societate, către restul consumatorilor din municipiul Onești, se aducea la cunoștință populației din municipiul Onești faptul că furnizorul de apă CRAB va proceda la sistarea apei municipiul Onești sub pretextul neîncasării de la instituțiile publice a prețului facturat. Preț care este mult mai mare decât cel aprobat de către Consiliul Local prin HCL 62 din 9.9.2011. Acea societate a înțeles să notifice municipiul Onești prin adresa 940 din 15.07.2016, anunțând furnizarea apei timp de numai 10 ore pe zi pe baza programului prestabilit, sub pretextul scăderii debitului de apă primit din stația de tratare Dărmănești. Considerăm măsurile SECE Apă Canal S.A. Onești, care prezentând o gravă încălcare a drepturilor locuitorilor orașului de a beneficia de continuitatea furnizării apei, lipsa acesteia sau furnizarea în parametrii necorespunzători, ca urmare a asistării sistematice, putând provoca grave probleme de sănătate, fiind în realitate un răspuns la demersurile autorităților locale de a intra în normalitate și de a prelua rețeaua de apă și canalizare din oraș, în vederea obținerii finanțării pe fonduri europene. Demersurile noastre au o însemnătate deosebită pentru întreaga comunitate oneșteană, având drept finalitate aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, pentru ca până la sfârșitul anului 2016 municipiul Onești să fie inclus în proiectul post-mediu derulat la nivelul județean. Fapt ce înseamnă atragerea 30 de milioane de euro pentru oraș în cadrul proiectului de reabilitare a infrastructurii de apă. Pentru aceste motive vă rugăm
respectuos se deliberați în urma competențelor dumneavoastră, a intervenit pentru soluționarea legală a problemelor semnalate. Cam acesta este memoriul pe care noi l-am gândit până acum. Cred că este de notorietate toate demersurile sau schimbul de anunțuri publice, să spun, făcut între Apa Canal și Municipiul Onești. Informațiile le aveți și dumneavoastră, precum că furnizarea de la baraj și din stația de tratare a apei a fost continuă. Ni s-a pus în față un comunicat emis de către Apa Canal, care și pus la dispoziție de către ECRAB, să înțeleg, prin care undeva cu 4 zile înainte de această ședință s-a restricționat furnizarea apei și în județul, în municipiul Bacău, prin întreruperea pe timpul nopții între 10 seara și dimineață a furnizării de apă. Totuși, tratamentul acesta cu ghilimele de rigoare de care beneficiem noi în municipiul Onești, alimentare cu apă, este unul care se întinde de sau cu un istoric de foarte mulți ani, invocându-se același motiv, că nu vine apă de la stația de tratare, de la Cărăvoaia sau din baraj. Din informațiile obținute până acum și de noi și de către alții interesați, s-a demonstrat că până acum o săptămână niciodată cantitatea livrată nu a fost sub sau diminuată din plecarea din stația de tratare de la Cărăvoaia. În consecință, toate motivele invocate de către SCA Apa Canal considerăm că nu sunt juste. Noi am făcut și v-am pus și dumneavoastră la dispoziție mapa de lucru de astăzi, toate demersurile care le-am considerat noi eficiente și de bun augur și legale către toate instituțiile statului, de la președinție, guvern, prefectură, protecția consumatorului, direcția de sănătate publică, CRAB și așa mai departe. Ideea este să, prin experiența care o aveți, prin responsabilitățile pe care le aveți și dumneavoastră ca și consilier local, să îmbunătățim eventual modul de lucru și demersul comun pe care îl facem în instanțe și nu numai către Apa Canal, și să ficăm de acord pe ceea ce avem de făcut de acum încolo, eventual un memoriu acesta care trebuie să depunem la toate instituțiile care au competențe în acest sens. Eu, practic asta este deschiderea subiectului de astăzi. Aștept cu atenție, bineînțeles, toate recomandările dumneavoastră. Vă rugăm cine să scrie la cuvânt, domnul Iene. Altcineva? Domnul Lazar Constantin, doamna Pașoacu Rolai. Lăsăm lista deschisă. E prea importantă problema să nu se discute această. Domnule Iene, poftiți! Deci eu nu vreau să se interpreteze atitudinea mea ca fiind una partidică pentru SCA Apa Canal, deoarece în toate mandatele, în calitate de membru al Comisiei Juridice sau de președinte, am susținut apartenența la domeniul public a rețelei de apă și canal și mi-am adus contribuția mea în calitate de jurist și de președinte al Comisiei Juridice la toate acțiunile sau aproape toate acțiunile care s-au făcut împotriva acestei societăți. De asemenea, am inițiat sau am propus Consiliul Local anul trecut inițierea unei acțiuni în revendicare pentru redobândirea bunurilor mobile și imobile care se află în procesia ilegală a SCA Apa Canal, efectuarea unei plângeri penale. Și am participat, mi se pare, în luna ianuarie și am fost cu toții de acord să introducem acea acțiune în revendicare pe procedura specială. Nu am reușit să particip sâmbătă la ora 14, cât am fost anunțat, pentru că am fost la o comemorare la 6 luni de zile de la moartea socrului meu și am și anunțat acest lucru. Dar cred că
data de sâmbătă și ora 14 a fost stabilită, nu avându-se în vedere neapărat agenda domnului Budeanu și cred că și agenda domnului primar, care trebuia să plece primul la acele cursuri de perfecționare care probabil că s-au făcut pe litoralul Mării Negre. Sunt... nu știu, dar văd că sunteți bronzat, deci probabil că tot la... Sunt nemulțumit. De ce sunt nemulțumit? Nu de faptul că ne-am întâlnit aici, ci de faptul că se mimează găsirea unor soluții. Se mimează faptul că există o soluție. Domnule primar, a fost în campanie, a spus, am soluție să rezolv problema apei și canal. Vă rog, dați-ne această soluție, dați-ne pașii care trebuie și noi, din punct de vedere noi ca, să zicem, micul legislativ, vă vom sprijini prin avizarea și prin faptul că vom susține toate proiectele de hotărâre pentru a se găsi această soluție. S-au făcut aceste, sau se propune să fac aceste memorii. Aceste memorii nu reprezintă altceva decât o frecție la un picior de lemn. Asta este rezultatul lor. Și am experiența a celorlalte memorii care s-au făcut. Memorii care, mă refer la drum, și memorii care, spun eu, vizau aproape o problemă de interes național. Preluarea drumului de la diferite ministere în portofoliul nostru sau predarea acestui drum. N-a fost niciun efect. Ca atare, vedeți și dumneavoastră că drumul este același. Ori, să te duci cu o problemă care aparține de municipiul Onești, deci rezolvarea acestei probleme privind serviciul public de apă aparține de municipiul Onești, să te duci cu ea la președinte, să ți-o rezolve președintele, sau la guvern, să ți-o rezolve guvernul, mi se pare inacceptabil. Păi voi râde de noi când vom veni cu această problemă care este în mâinile noastre. Noi trebuie să o rezolvăm. Scăpă, dar voi ce faceți acolo? Nu cunoașteți atribuțiile pe care vi le-a dat legea, Constituția? Deci nu, asta nu este o soluție. Soluția, din punctul meu de vedere, și așa cum am arătat-o, nu mai există altă soluție acum, deși suntem presați de timp. Este fie luarea forțată a acestor bunuri, ceea ce nu sunt de acord, pentru că am avut atâta timp să rezolvăm aceste probleme și nu le-am rezolvat, fie cu orice risc, pentru că există acest risc. Mergem în continuare cu procesele, chiar dacă s-a pierdut evacuarea pe această procedură specială. S-a pierdut. Am înțeles că am pierdut. S-a dat soluție de... Evacuarea este la fond, pierdut. E în apel. Bun, dar eu zic de fond. Nu de... Deci de fond, dacă s-a respins pe fond, sunt posibilități să câștigăm în apel. Nu neapărat trebuie să angajăm un avocat, cum s-a spus aici, pentru că eu știu că s-a făcut tot ce s-a putut de către biroul juridic, dar dacă vom angaja un avocat, pentru că niciun avocat nu-ți garantează succesul, să-l vedem o modalitate de a încheia contractul juridic în sensul de a lua un onorariu limitat și a pune o clauză de succes, ca să avem și noi un pic de acoperire, deci dacă se va angaja avocat, iar alte soluții eu nu văd. Dar, repet, cei care au candidat la primăria, municipiului Onești, care au spus, și ce, domnul primar care a spus că va rezolva această problemă, ar fi trebuit să ne lumineze și să ne dea această soluție. Vă mulțumesc. Eu vreau să vă spun că în Onești, de 20 de ani, se fac numai discuții în privința apei. Lumea în oraș este sătulă de discuții. Acum ne-am întâlnit ca să discutăm tot despre această problemă. Vreau să ne întâlnim împreună cu directorul de la Apă Canal, vreau să-l invitați și pe domnul Budeanu, iar noi, consilierii, să ne facem programul, dacă dânșii nu pot să-și fac programul după noi, noi să ne facem programul noi după dânșii, ca să ne întâlnim și să găsim soluții împreună cu dânșii. Nu se poate ca să fim un oraș european în momentul de față și să nu avem apă. În zilele astea, toriți, toți de aici stăm fără apă. E și pentru binele nostru și pentru binele oneștenilor, ca să găsim soluții ca să rezolvăm această problemă. Vă rog să faceți toate demersurile pentru a provoca o întâlnire cu domnul Fântână, cu domnul Budeanu, pentru a rezolva împreună cu dânsii problema liberei apei continuă. După aia, momentan, hai să
dăm apă la oneșteni, să aibă lumea apă, pentru că nu putem, lumea nu poate să-și facă programul în funcție de cum au cheltuit ăștia să ne livreze nouă apă. Propunerea mea este să facem o întâlnire cu domnul Fântână, să facem o întâlnire, să ne invităm și cu domnul Budeanu, să găsim soluții, să rezolvăm livrarea imediată a apei potabile în Onești. Atât am vrut să vă spun, mulțumesc frumos. Da, doamna Pașa. Eu am mai tot discutat pe acest subiect, nu o să repet foarte mult din cele pe care le-am spus în anul în care am fost consilier local în mandatul anterior, însă, într-adevăr, la Onești, problema cu furnizarea apei potabile este o problemă uriașă. N-am venit să facem niciun fel de reproșuri nimănui, dar ne dorim să veniți cu soluții. Ați câștigat primăria, trebuia să fiți pregătiți să aveți soluții pentru această problemă, pentru că știți că de ani de zile, a spus viceprimar domnului Ignatiu, știți că de ani de zile problema asta îi deranjează pe oneșteni, va deranja și pe dumneavoastră. Știți că în zilele... Știți că în zilele astea, atât cetățenii orașului, cât și cei care desfășoară activități comerciale, vorbim de restaurante, vorbim de saloane de coafură, vorbim de o grămadă de agenți economici care au probleme uriașe din cauza faptului că nu se furnizează apă la nivel, în regim de continuitate la nivelul orașului. Eu vă amintesc și cred că știți foarte bine că în momentul în care ați devenit primar, vi se aplică niște dispoziții legale. Dispozițiile articolului 61 alinea 5 din legea 215 spun că primarul conduce serviciile publice locale. În această calitate și având această atribuție, din punctul meu de vedere, până în momentul în care se vor finaliza litigiile, pentru că până nu se finalizează litigiile, nu pot să intri în proprietatea rețelei, nu pot să faci absolut nimic. Dar având această calitate, având această atribuție de conducător al serviciilor publice locale, ar trebui să vă interesați și să vedeți de ce totuși Apă Canal nu furnizează apă în regim de continuitate. Eu știu că ei au patru rezervoare pe care nu le-au curățat. Rezervoarele respective sunt colmatate. Ei ar putea să strângă apă și să o furnizeze și să asigure furnizarea în regim de continuitate la nivelul orașului Onești. Adică, în condițiile în care avem un operator privat la nivelul unității administrative teritoriale, dumneavoastră, prin pârghiile pe care le aveți, pentru că sunteți conducător al serviciilor publice locale. Deci chiar dacă avem un operator privat, dumneavoastră, prin pârghiile pe care le aveți puse la dispoziție, îi puteți obliga să furnizeze apă în regim de continuitate. Vă puteți interesa care sunt aspectele pe care ei nu le îndeplinesc. Eu știu și puteți discuta și cu oameni de la Apă Canal, bănuiesc că dacă am putut eu să o fac, puteți și dumneavoastră. Discutați cu specialiști din instalații care vă pot spune ce se întâmplă cu Apă Canal de nu furnizează. Poate ei au motive reale că nu furnizează apă, dar această nu o scuză. Ei ar fi trebuit să facă niște investiții de-a lungul anilor și să furnizeze apă în regim de continuitate. Mai mult decât atât, o altă problemă pe care trebuie să o avem în vedere este faptul că apa aceasta, chiar furnizată ea și furnizată în regim de continuitate, nu îndeplinește condițiile pentru a fi potabilă. Deci este o apă, consumăm o apă care nu este bună. Asta e un lucru pe care dumneavoastră l-ați sesizat la DSV. Deci e o altă problemă pe care o avem în legătură cu furnizarea cu furnizarea apei în Onești. În ceea ce privește prețul pe care îl folosește Apă Canal, îl tarifează, îl facturează Apă Canal locuitorilor municipiului Onești, o altă problemă care, din punctul meu de vedere, ar trebui în mod stringent rezolvată. Se plătește de către locuitorii municipiului Onești un preț mult mai mare decât cel stabilit prin hotărârea de Consiliul Local. Adică avem... De unele asociații, nu? Fiți mai precis. O singură asociație plătește prețul stabilit prin hotărârea de Consiliul Local. În rest, toate celelalte asociații plătesc prețul majorat, prețul facturat, pentru că, așa cum știți și dumneavoastră, probabil vi s-a dus la cunoștință, în momentul în care au vrut să plătească mai puțin, au fost notificați că li se va asista furnizarea apei și oamenii au avut teamă ca până la finalizarea litigiilor să ia această măsură. Deci este important ca în această perioadă, eu într-adevăr sunt de acord că este nevoie de mobilizare generală. Deci mobilizare generală. Dar implicați-vă și folosiți-vă de atribuțiile pe care legea 215 vi le pune la dispoziție. Deci cred că puteți fi un piculeț mai incisiv și în relația noastră cu Apă Canal, pentru că dumneavoastră sunteți conducătorul serviciilor publice locale. Mulțumesc.
Dacă mai sunt și alte păreri? Nu sunteți consilieri, stimate domnule, tare rău. Da, cred că ar putea să discute cu dumneavoastră, eu aș vrea să-l lăsați să discute domnul Chelau. Este singurul președinte de asociație de proprietari care la Onești a câștigat litigiul cu Apă Canal. Este singurul președinte care a obținut în instanță plata prețului stabilit prin hotărârea de Consiliu Local. Cred că este unul dintre președinții de asociații căruia este păcat să-i refuzăm posibilitatea. Și atunci, pentru dumneavoastră în calitate de jurist. De ce nu se extinde această decizie la toate asociațiile de proprietari? Pentru că dumneavoastră a intentat acest litigiu înainte de celelalte asociații de proprietari. A fost singurul care a făcut-o repede. Ceilalți președinți de asociații... A fost o speță câștigată. Deci a fost o speță câștigată. De ce nu? Da, pentru că celelalte asociații de proprietari au intentat demersul către Tribunalul Bacău, s-au îndreptat către o instanță care... la momentul respectiv, din punctul meu de vedere, era necompetentă. La Curtea de Apel a fost cu niște conflicte negative de competență, s-a tergiversat un piculeț. Vor câștiga și celelalte asociații de proprietari, deci nu se pune problema să nu câștige. Toată lumea va câștiga. Celelalte asociații de proprietari însă au solicitat, pe lângă ceea ce solicitase asociația 38, dacă nu înșel la dumneavoastră, sau 39 a dumneavoastră, au solicitat și restituirea sumelor achitate în plus. Și s-au făcut expertize, domnul Chelaru a solicitat doar, a mers doar pe obligația de a face și a solicitat ca Apă Canal să factureze la prețul stabilit prin hotărârea de Consiliu Local. Celălalt litigiu presupune administrarea mult mai multor probatorii, motiv pentru care și durează mult mai mult. Dumnealui a mers doar cu un singur capăt de cerere și hotărârea a fost pronunțată de judecătoria Onești chiar în 2014, dacă nu mă înșel. Deci definitivă e revocabilă? Definitivă este... Definitivă este. La Bacău. Definitivă este deocamdată la apel la Bacău. Nu, este definitivă. Este câștigat și la Bacău. Nu, nu, nu. Adică, cred că dumneavoastră ar putea să ne spună niște lucruri. Pentru că da, nu puteți spune niște lucruri. Și e interesant. Vă rugăm. Domnul președinte, spuneți. Ce să vă spun? Deci, am câștigat, am cerut și pe noi, știi? Am cerut numai respectarea Consiliului Local 62 din 2011 sau 31. 23 de septembrie 2000. E vorba de un leu și ceva care a pus în plus. M-am interesat, mi-am folosit avocat, pentru că mai bine așa. Cu adevăratul vinovat sau ăsta este Crabu, care a mărit prețul de 3 ori. Dar Crabu este o instituție care știe ce vrea. Deci ei au acte în regulă pentru acea mărire de 3 ori, 2,92 ori. Și avocatul a spus foarte clar, poți să faci 7.000 de în instanță de acțiuni, că nu e legal, e prețul lor legal, aprobat de Consiliul Județean, deci nu poți face nimic, este prețul legal. Aceasta este fals. Am făcut. Ce să vă spun? Cine este Apă Canal? Acțiunea asta spune clar, facturarea, așa, prețul, cum se duc. Ce răspund ei? Noi suntem societate privată, vă spun, nu are nimic comun cu acțiunea, ce răspund ei? Am câștigat la Onești, cu drept de apel, tot aici, dar s-o judecă la Bacău. Au depus apelul pentru Bacău și o întâmpinare în care aici chiar n-am înțeles ce vor. Pur și simplu, printre alte, cerea anularea sentinței, printre alte motive, nu știu, întâmpinarea este scrisă, semnată de domnul Fântână și de un jurist, nu-i dau nume, dar l-am aici, al lui Apă Canal, care spune societatea comercială Apă Canal S.A. nu are dreptul să distribuie apă. Deci, fiți atenți cine este această societate Apă Canal, pe care noi o contestăm. Nu are scris negru pe alb în întâmpinarea trimisă la Bacău, la... Și noi am făcut întâmpinarea, nu o trimis la acțiune. Parcă nu-mi vine să cred. Am obținut o definitivă, am trimis o scrisoare oficială la Apă Canal. Domnule, începând, dacă mai aveți ce face, iar acțiunea era respectă schimbarea, refacturarea, începând cu prima mărire de preț, în 2014, luna mai. Au spus că ne-a trimis un răspuns din forma următoare. Hotărârea nu spune de când modificăm prețul, de când să refacturăm, de când să schimbăm prețul. Dar acțiunea este foarte clară și social, a spus, se acceptă, sau cum se pronunță, acțiunea Asociației 39. În acțiune pune clar, de la începând cu mai să mai departe. Interesant este altceva, că am dat de executare silită și au făcut contestații la executarea silită. Cu toate astea, ieri, nu ieri, acum câteva zile, mi-a venit factura de la SC Apă Canal. Mă scurmă, aici este ceva care nu știu dacă... Nu. Ceva de neimaginat.
Deci factură cu prețul vechi, deja sunt câte luni? Sunt 6 luni de la definitivă, la care decizia finală spune clar că se facturează la prețul stabilit de Consiliul Local. Dar nu se factura cu prețul de 5 lei și nu știu cât și 91 fără TVA. Prețul vechi. Potem? Da, cu prețul lor. Da, da. Nu, ăsta e prețul... Lor. Așa, sau lor. Da. Răspunsul nostru are numărul facturilor. Vă restituim factura numărul, deoarece prețul de facturare al APEI Reci, eu am folosit un cuvânt frumos. Este greșit. N-am zis greșelătorii, n-am zis. Este greșit. Deci, haideți un pic să fiți atent la o nuanță. Vă restituim factura 3 din data de, deoarece prețul APEI Reci este greșit. Azi mi-a primit studiul din nou factura primită. Către asociația, care a răspuns la adresa dumneavoastră, vă restituim factura. Deci, a doua oară când mi-o trimite, factura care are data corectă. A, v-am citit aici. Mai departe, a spus, noua factură care mi-o trimiteți, la noi avem un contract, 45 de zile de data facturii, dacă n-am plătit, plătesc penalități. Și poți să-mi dai factura asta prin septembrie. Și vă dați cam 3 luni de zile. Și a spus, noua factură să aibă data cât ați emis-o. Factura corectă cu prețul pentru luna iunie. Ei îmi răspund. Data facturii este corectă. Deci ei spun factura este incorrectă la șapte prețuri. Cine este această apă canal care noi nu putem să-mi descurcăți că avem? Da, vă mulțumesc. O întrebare e foarte bună. O să tuturor consilierilor și executivului. Cine este această apă canal? Una e societate privatizată împotriva voinței Consiliului Local. În 1997. Împotriva voinței Consiliului Local Onești. Există atunci Consiliul Local. Și de atunci, întuna, noi am încercat să intrăm în legalitate pe calea justiției. Nici de cum prin forță, nici de cum prin alte metode. Lucrul s-a reușit parțial, în anumite etape, dar, vedeți dumneavoastră, întortocheate sunt căile justiției. Că am ajuns în faza de a pierde un proces la Onești acum, când s-a dovedit că acest Consiliu Local, municipiul nostru este proprietarul rețelor de apă, canal, și instanța dă câștig de cauză la băia pe canal. De ce? Nu că are cumva o situație foarte interesantă de discutat și analizat? Poate va trebui să realizeze CSM-ul. Adică sunt niște lucruri care ne depășesc la un moment dat pe noi, care vrem să fim în legalitate. Și domnul de la Asociația 39, într-adevăr, a insistat și a reușit o chestie. Primăria a acționat într-o altă modalitate, a amendat pe apă canal, în două rânduri știu, cu 500 de milioane de lei vechi, tocmai pentru că a emis facturi neconforme cu realitatea. Dar, de fapt, se desprind două lucruri. Cel legat de preț, care, într-adevăr, este mare, foarte mare, nu? Și nu este hotărârea Consiliului Local prin care să accepte acest preț Consiliul Local. Nu este. Și a doua chestiune este cea legat de proprietate. Proprietatea rețelelor. În 1997, prin hotărârea de guvern 1347, s-a stabilit domeniul public și privat al orașului nostru. Și acolo scrie clar negru pe alb. Aceste rețele sunt proprietate publică a municipiului. Municipiul este deci proprietar. S-a încercat și atunci, în 97 și în 2000 și în 2001, să preluăm aceste rețele. Uneori, poate, nu cu forța, dar au fost trimiși delegați să meargă la stația de apă pe Păcucior, dar au fost somați de către paza militarizată care era acolo și au fost aruncați, pur și simplu. Deci autoritate locală. Deci întrebarea în continuare este, cine sunt aceste apă canal? Nu s-a găsit răspunsul după atâta ani de zile. De ce? Pentru că prin jocurile făcute de personajul care a preluat această societate, repet, împotriva voinței Consiliului Local, și-a făcut tot ce e posibil. Și-a făcut tot ce e posibil ca municipalitatea să nu fie respectată ca și instituții, locuitorii să fie sfidați, pentru că aceste întreruperi cu apă, program cum este acum, nu au mai fost la fel, să știți. Au fost, nu, în varianta de acum, niciodată. Au fost, în schimb, opriri în momentul când s-a început construcția rețelei de la Cărăboaia către Onești. Pe măsură ce terminau un tronson, făceau rebranșare cu cel nou și așa au mers un număr de kilometri, 15-20 de kilometri. Dar în varianta să privesc de apă potabilă în perioada lunii iulie-octombrie, este incredibil. Și apoi faci discriminare pe zone orașului. Unii pentru că au fântâni în zonele din cartiere,
le dai apă doar 4 ore, 24 de ore, da? Din 24 doar 4 ore. Dar apa respectivă, deși nu știu că nu este potabilă și că nu poate fi utilizată. Dar cum își permit așa ceva? Și cred eu că până la urmă totul va spre bine. Investiția aceasta e foarte mare, foarte costisitoare. Costă, cum se spune în documente, 30 de milioane de euro. Municipalitatea n-ar fi avut acești bani. Poate a luptat toți acești ani ca să intre într-o situație care să-i confere posibilitatea de a accesa fonduri europene prin ADIP. Am ieșit din ADIP tocmai din ideea de a accesa restul județului fonduri. Acum când suntem în faza de a finaliza acțiunea, ne împiedică cineva, ultimul proces, să nu intrăm din nou în ADIP să beneficiem de aceste fonduri. Pentru că este pus o întrebare celor de la Apă Canal. Aveți bani de investiții? Noi nu suntem împotriva privatizării oamenilor. Dar nu au așa ceva. Nu au posibilități. Și trebuie să fie și acordul proprietarului să, în această direcție. Iată, nu s-a produs acest lucru. Consiliul local este sfidat și nu mai trebuie să stăm la cheremul lor. Trebuie să găsim mijloacele și pârghile mai severe, mai dure. Pentru că locuitorii municipiului nu au de așteptat. Ori ne facem treaba, ori punem pață să facă treaba. Și noi, consilieri locali și executivi. Dar cred că am început un nou bun cu drum cu toții, trebuie să găsim calmul necesar și să găsim soluțiile și pârghile și cred că într-un cadru mai restrâns. Comisia juridică, executiv și să facem discuții pe toate problemele care s-au parcurs din 97 de la privatizare. Să vedem unde mai trebuie să umblăm. Să apelăm la organele de drept, la justiție, pentru că nu se poate într-un stat de drept în care democrația trebuie respectată, să mergem în forță. Și cred eu că lucrurile astea se pot rezolva. Va mai dura ceva timp, iar dau un răspuns, că pentru că am fost și eu implicat în campania asta electorală, au apărut comunicate făcute de fostul primar, în care s-au găsit pârghile, au discutat, au căzut la pace, totul e bine și în două săptămâni, și atunci alții au preluat această chestiune, gata, uite, să rezolva treaba cu Apă Canal. Dar, iată, discutând mai de aproape, se constată că vor niște, au niște pretenții aberante. Cum să cumpere municipalitatea sediul de acolo, utilajele, să cum? Alea sunt luate din procesul de privatizare, municipalitatea nu dorește decât rețelele care sunt proprietatea lor. Da? Ori lucrul ăsta va trebui discutat în continuare și nu este întâmplătoare intervenția la guvernul domnului Lazar. De ce? Pentru că în subordinea primului ministru se găsesc toate agențiile, inclusiv agenția aceasta care se ocupă de avize și licențe pentru rețelele pentru societățile care exploatează și dau apă la localități. Licența o dau cei de acolo. Nu au licență. Ei au făcut un fars, de fiecare dată au venit cu o licență de participare la licitații. Și au fluturat această licență la toți specialiștii, și la noi și la județ peste tot. Deci, șeful RSC-ului, care este la nivel central, în subordinea primului ministru, și trebuie să ne ajute să rezolvăm problema. Nu vă spun că au venit și dânșii aici. Dar nu s-au implicat suficient de mult. Deci, cam astea sunt unele din probleme. Vis-a-vis de invitație, mă simt dator să vă răspund la, oarecum, la anumite probleme pe care le-ați ridicat mai mulți consilieri. Vis-a-vis de participarea la o astfel de ședință comună și cu acționarii de acolo, imaginați-vă că s-au făcut demersurile, dar știți și dumneavoastră, cel puțin la fel de bine ca și mine, că domnul Fântână lipsește până la 1 august, fiind plecat din țară, și nu are rost să spunem unde, deci fizic nu poate să vină, cu toate că a fost invitat. Și pe o dată spun, domnul Budeanu a fost invitat și îl voi mai invita, dacă dumneavoastră considerați că trebuie. Vă spun că domnul Budeanu are aceeași abordare pe care acum, pe care a avut-o dintotdeauna. Și anume, pe care, cum să vă spun eu, noi când vorbim aici și când vorbim și cu alți oameni, considerăm că suntem oameni serioși și nu vorbim lucruri doar de dragul de a le vorbi. Dânsul a spus că va preda, și nu în prezența mea, în prezența fostului primar, în prezența mea ca viceprimar, că nu are nicio pretenție financiară în demersul de a preda rețeaua de apă. A avut o singură pretenție, cu caracter, să zic, personal oarecum. A spus că în urma investițiilor pe care le-a făcut atâta timp, dorește ca noua societate care ar fi preluat serviciul ăsta public de alimentare cu apă, societate ce se numește Apă Municipal, să preia angajații de la Apă Canal. Asta a fost singura,
să zic, condiție impusă de către dânsul pentru a preda rețeaua, exploatarea rețelei de apă, că nu are dânsul ca să ne-o preda. Rețeaua este a noastră. După cum v-am spus, din păcate, astăzi spune, se angajează într-o discuție ca și acționar principal cu primăria municipiului Onești, după care uită ceea ce a spus și se întoarce la 180 de grade. Așa a făcut și la ultima întâlnire, unde am invitat, după cum v-a spus, și președinții de asociație, a spus, da, găsim o posibilitate, haideți, a spus să ne dea scris doar. Nu, noi am făcut în scris o adresă prin care ne-am cerut, practic, să ne spună ce, cum văd și rezolvarea problemei, ce pretenții ar avea de orice natură ar fi pretențiile astea, pe care n-am primit până astăzi niciun răspuns. Apreciez onestitatea, să spună domnului consilier Ene, și mai precis, de ce spun că apreciez? Oricine ar fi pe acest scaun pe care eu mă aflu astăzi, nu ar face decât ceea ce facem cu toții acum, adică să respectăm legea și să facem tot ceea ce putem din punct de vedere legal. Ca și soluții, tot dânsul a spus și tind să cred că așa stau lucrurile, singura soluție este demersul legal, în instanță. Ce vorbim aici? De mergem, facem? Am văzut niște oameni de bună credință și cu bune intenții care au ajuns la un nivel al suportabilității ca și noi, la maxim. Nu mai rezistă oamenii în ritmul ăsta. S-au dus acolo, la apă canal, la apă municipal. Mi-aș fi dorit să merg și eu și n-am mers până acum în situația asta, pentru că sigur se va spune că pun presiune directă și implică, asta au scris într-o adresă, că sunt factori care încurajează revolta oamenilor împotriva apă canal. Nu, eu doar încurajez să, să respectăm legea și să redevenim proprietari și utilizatori de drept, că proprietari suntem utilizatori de drept asupra rețelei acestea de apă. Din păcate, interesele financiare sunt mult peste așteptările unora și altora și pârghiile pe care le-a folosit de-a lungul timpului anumite persoane, acționari la Apă Canal și alte societăți, se dovedesc că au fost pârghiile pe care le-au fost folosise, dovedesc că au fost cu succes. Eu nu am ce să reproșez niciunui angajat al primăriei municipiului Onești din departamentul juridic, ci din contra țin să le mulțumesc. De asemenea, țin să mulțumesc și celor de la Comisia Juridică din Consiliul Local. Ideea este că noi pașii care trebuie să facem, știm care trebuie să-i facem. Că sunt simpli, relativ. Dar cred că mult mai mult al cântării, dacă acest demers ar fi unul concentrat, unitar și nu altfel. Consiliul Local are un aport și o responsabilitate, pe lângă executiv, destul de mare. Și nu trebuie să minimizăm lucrul acesta, din contră. Deci, procesul noi ne vom prezenta în instanță, termen știți, este vacanță, ni s-a dat un termen foarte târziu, am făcut demersurile ca termenul acesta să fie cât mai apropiat, pentru că încă nu s-a ajuns la o, să nu vreau să spun înțelegere, că sună interpretabil. Cei de la Apă Canal nu au venit cu o soluție prin care dânsii să renunțe la toate demersurile acestea pe care le inițiază în instanță. Deci, ultima aprobare dată de Consiliul Local pentru prețul la apă și canal a fost în 2011. Atunci s-a stabilit un preț de 4 lei și 9 bani, nu? S-au dat aceste aprobări de către Consiliul Local în ideea de a nu perturba activitatea în oraș. De a avea oamenii apă potabilă și litigiile care erau să fie rezolvate în timp. Iată, ei au venit cu dublarea aproape a prețului, astăzi prețul este în jur de 8 lei și 90 de bani, cam așa. Cu tot cu canalul. Dacă pui și canalul, se duce peste 9 lei. Dar, oricum, foarte mult. Inacceptabil. Astăzi, această societate are datorii la CRAB Bacău de 30 de miliarde de lei vechi.
30 miliarde de lei. Pe noi încearcă să ne ducă într-un fel sau altul cu preșul. Bunoară spun în motivația dată către Consiliul Local că încearcă să refacă nivelul rezervoarelor care sunt de 10.000 de metri cub pe cuciun, după care să asigure fluență pentru apă, poate noaptea sunt aproape câteva zile bune de când nu se face așa ceva și sperăm că totuși va găsi soluția ca în paralel cu aceste edificii să rezolvăm și alimentarea cu apă a orașului. Mai sunt și alte căi de atac, dar astea zic eu să le discutăm cu domnul Iene, cu doamna Apăvăloaie, cu executivul, cu partea juridică. Căi de atac prin care Consiliul Local se poate impune în a rezolva aceste probleme, mai repede decât. De ce nu s-a dat o ordonanță prezidențială, de exemplu, în care am câștigat, suntem proprietari, ordonanță prezidențială în 5 zile și intram pe felie cu preluarea apelor, rețelor de apă. Modalitatea de exploatare în continuare, cu salariații toți preluați, deci n-ar fi fost o problemă. Sub tutela CRAB-ului s-ar fi putut face acest lucru. Adică să nu creadă cineva de acolo că nu sunt căi de a rezolva și de a ieși din față. Într-o situație în care mi se pune urățelul înapoi. Dacă altcineva mai... Mai există într-o chestiune pe care am scris-o și mie cu viitorul orașului. Fiecare dintre noi care nu încheiat contract cu apă canal, putem citi la articolul din contract. Că în situația dar în care... Dar profund, dacă se poate că... E scam departe de mine, m-am gândit că mă aud. Dacă eu poate mă aud, dar și mănește-ne să aud. Pot beneficia utilizatorii de reducerea valorilor facturilor prin acordarea unei bonificații de 30% din valoarea facturii în lunile în care, în perioadele în care, furnizorul nu respectă obligația de a furniza în regim de continuitate apă. Deci este și calitativ. Deci face referire articolul 7.4 și la calitatea apei. Deci cred că e foarte important ca oamenii să știe acest lucru. Cred că e important să folosim absolut toate pârghiile pe care le avem la dispoziție ca să-i facem pe oamenii ăștia, care nu sunt sub nicio formă de bună credință, să înțeleagă că s-a cam terminat cu joaca asta pe care, bătaia asta de joc pe care au făcut-o coneștenii în ultimii ani de zile. Și mai sunt și dispozițiile articolului legii 213/1998, care spun foarte clar că rețeaua este a unităților administrativ-teritoriale. Deci nu vorbim sub nicio formă de altceva, vorbim de un act, de o hotărâre, de un act normativ, de o lege care spune foarte clar că tot ceea ce înseamnă rețea de transport a utilităților aparține unităților administrativ-teritoriale. Deci nu-i dubiu aici. Deci nu-i dubiu și pe inventar și... Interesant să spun același lucru și instanță. N-aș vrea să mă pronunț totuși. Am zis să nu vă pună nimeni că nu știu la dure, vorbiți oameni. Ce vă speriați? Spuneți ce aveți de spus. Ai vreau să spun eu câteva cuvinte. Deci nu vreau să se creadă că noi infierăm societatea comercială, această societate comercială care este un partener cu capital public sau că avem ceva cu salariații acestei societăți. Este un conflict, într-adevăr, în ceea ce privește patrimoniul nostru pe care îl revendicăm și l-am revendicat considerându-ne proprietari de drept ai acestuia și de partea cealaltă un refuz în partea noastră nejustificat din partea conducerii acestei societăți. Eu vreau să cred că dacă mâine sau poimâine domnul Budeanu se hotărăște să, într-o formă sau alta, să ne cesioneze acțiunile sau să ne predea această stația și sistemul de apă, noi suntem pregătiți să preluăm această, cu salariați cu tot. Vreau să cred că suntem pregătiți să preluăm. Suntem foarte pregătiți, bun. Inclusiv sediul firmei este apă municipal. Bun, deci suntem pregătiți. Doi, acțiunea, doamna Romeda este aici și acțiunea de evacuare n-a fost o acțiune pe calea dreptului comun, a fost procedura de urgență care este practic tot o ordonanță prezidențială. Sau are natura juridică a unei... Deci am vrut să soluționăm cât mai rapid acest conflict. E, aici instanța nu merge neapărat să analizeze fondul dreptului. Sunt niște condiții care trebuie să îndeplinite de urgență, analizează asta și pipăie și fondul, bineînțeles. Dar într-o acțiune normală de evacuare, noi am avea toate șansele, numai că nu avem timp, nu suntem presați de timp. E foarte bine că s-a făcut apel. Mă gândeam, nu mai avem timp acum.
cred că judecătorul care a judecat așa alte dosare a considerat că are în vedere un dosar, că are în fața lui un dosar. Am o fată care e judecător și am spus tot timpul, în fața ta nu există dosare, sunt oameni, interese personale, sociale de soluționat. Probabil că judecătorul, eu știu, așa a gândit. Noi nu mai avem timp să facem niște intervenții din partea cetățenilor municipiului Onești, dar măcar, mă gândeam, poate reușim să facem niște tabele cu semnături ale cetățenilor municipiului Onești prin care să arătăm că problema este foarte strigentă și este foarte și foarte urgentă. Mă gândesc, o să discutăm dacă o trebuie. Da, eu v-aș invita după ce termină ședința în formula asta să mai suportăm o discuție separată. Dacă mai sunt și alte păreri, puncte de vedere, propuneri, rugăm. Pentru a găsi soluții, trebuie în primul rând să creăm la primărie și o strategie pentru apă. Pentru că mi se pare cea mai serioasă problemă pe care o are Oneștiul la ora actuală. Asta înseamnă, trebuie să ne gândim foarte serios. Dacă preluăm rețeaua de apă, trebuie să fim pregătiți, cum a spus și domnul avocat, să fim pregătiți ca să o administrăm. Da. Deci trebuie să fim pregătiți. Mai departe, trebuie să ne gândim să avem o sursă de rezervă de apă, pentru că dacă ar fi o sursă de rezervă de apă, problema întrerupere la apă ar fi rezolvată în momentul. Asta ce înseamnă? Că acele rezervoare de la Cuciuri să fie decolmatate, curățate, înlocuite și aduse la nivelul european, de funcționalitate. Asta e foarte important, pentru că nu trebuie să ne bazăm pe o singură sursă de apă. Trebuie să avem sursa proprie de apă, pentru că sunt comunele din jurul Oneștiului, au surse de apă, iar noi la Onești nu avem o sursă proprie de apă. Neapărat trebuie să facem investiții în domeniul ăsta. Altcineva. Poftiți, domnul. Ioan Bitter, vicepreședinte la Asociația 46. Domnule președinte, dumneavoastră ați precizat mai devreme că infrastructura de furnizare a apei potabile în municipiul Onești este prevăzută și în lege și chiar și în câteva hotărâri judecătorești s-a precizat și s-a specificat că este proprietatea municipiului Onești. Da. Și tot dumneavoastră mai devreme a spus că ar trebui demarat niște acțiuni, poate chiar puțin mai dure. Văd aici în sală că sunt distinși juriști, avocați și aș vrea să le adresez o întrebare dumnealor și poate primești un răspuns. Dacă eu sunt cu act în regulă, sunt proprietar al unei mașini și al locuinței mele și în acea proprietate mă trezesc cu un neavenit, cu cineva care vrea să-mi ia mașina sau locuința. Eu fiind proprietar la acea locuință, ce fac? Nu-i dau nici în cap, cum cal legea, trebuie să mă adresez unor autorități. Acele autorități pun casă de mașină și se răspunde, ce-i de făcut? Că aceea situație trebuie făcută și în cazul ăsta. Adică, revenind la ce a spus dumneavoastră, să acționăm puțin și în forță, poate trebuie să facem demersuri chiar comune cu semnături, cum spunea domnul Ene, prin adunate de asociațiile proprietari, cu ștampilă, care să arătăm că refuzăm această firmă să ne mai furnizeze că nu ne, apa potabilă, pentru că nu ne în primul rând nu este autorizată, nu are licență, nu ne furnizează la parametri prevăzuți în contract cu asociațiile, nici la calitate, nici în regim de continuitate. Și atunci eu nu mai vreau, pentru că de dovadă de bună credință am dat cu toții de atâta timp și ei s-au jucat și se joacă în continuare. Eu am fost sâmbătă la întâlnirea organizată de domnul primar cu domnul Budeanu și a rugat în mod expres eu să trimit în regim de urgență răspuns la adresa înaintată de primăria Onești. Ce domnul primar de atunci a spus? Să vedeți că nu o să ne trimită, că așa s-a întâmplat de fiecare dată. Are dânsul alte strategii. Deci, prin urmare, noi oneștenii nu mai suportăm și nu mai vrem să mai fim, să joace de șoarecele cu pisica, să fim niște sclavi în continuare a unei societăți sau unui acționar sau unui grup de interese. Nu mai vrem. Prin urmare, vrem să se treacă și la măsuri mai dure. Adică instituțiile statului abilitate, poliții, jandarmerii și cine trebuie, cine îmi scoate mie hoțul din casă sau din mașină? Vin poliția sau jandarmerie, nu? Păi cineva trebuie, Consiliul Local, haide să facem demersurile necesare și bine ați făcut că ați trimis către guvern și către, poate trebuia și către DNA trimis, că nu era rău, să vină și să-i scoată, domnule, dacă e proprietatea primăriei, pentru că ei au făcut prețurile nejustificat,
costurile lor nu arată că sunt reale, corecte și au speculat faptul că sunt, nu au concurență, sunt singurii care pot furniza acest serviciu către populație și și-au dublat prețurile sau triplat fără niciun argument economic. Da, mulțumesc. Deci, având în vedere că s-au punctat problemele și urmează ca memoriul să fie completat și, într-adevăr, se poate declanșa o campanie de a aduna semnături la toți locuitorii care sunt în municipiul nostru, cu mic, cu mare. Și facem acolo un camion de, un camionetă de semnături și știți ce se întâmplă? Trimitem și la judecătorii la Onești să le spunem că suntem proprietari și, și domnul respectiv bea și el a putut de aici, nu de la bidon, și la Bacău și facem chestia asta, nu? Cred că e o chestiune normală, firească, să ieșim din impasul ăsta, oamenii. În acest sens... Mă scuzați, am semnalmente de la președinția asociației, urmarea și majoritatea președinților, având acordul proprietarilor, suntem dispuși, tot în temei legal și în bază legală cu autorizări și tot ce trebuie, să blocăm și arterele de circulație, adică să ne mobilizăm, am spus-o și domnului primar, dacă este cazul să facem meeting-uri autorizate, așteptăm până când primim autorizările necesare, să blocăm sediul apei și canal a șoselelor din municipiul Onești, ieșirea și intrarea din Onești, deci suntem dispuși la măsuri extreme pentru că pe cale legală văd că trenează din 2011, motivându-se tot felul de chestii, iar seriozitatea de care s-a discutat că sunt dispus, vă dau luațile, vi le dau și degeaba, nu s-a întâmplat. Și nu mai vrem să mai așteptăm. S-a terminat ședința, toți au plecat și au rămas... Păi nu mai vrem să mai fim fraieriți în continuare. Da. Deci o să analizeze și aceste lucruri, memoriul îl facem, da? După care, cele 100 asociații de proprietari din municipiul nostru vor primi formulare prin care ne manifestăm acest protest față de societatea Apă Canal, care nu vrea să respecte municipalitatea și pe locuitorii acestui oraș. Dacă sunteți de acord cu această chestiune, memoriul urmează să fie semnat de consilieri prezenți, o să discutăm și cei care nu au venit, depunem, să fie tot cei 23 de consilieri, să fie și 21 de consilieri, să fie întru totul, toate partidele politice să spun de la asemenea acțiune. Dacă sunteți de acord. Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc foarte mult. Rog pe domnul Iene să rămână, doamna Pavloie, domnul Lazar. Da? Aș mai avea o chestiune, ședința extraordinară și tot consiliul punctul ordinatenței. Am fost vizitată de locuitorii care stau aici pe Oituz, chiar la intrarea în cartierul, în satul catolic, în cartierul 6 Martie. De cei de la restaurant. Este problemă cu acel domn Ilie. E o problemă care a fost adusă la cunoștința domnului primar. Zilele trecute, deci se trecea pe acolo, nu se putea mirosi. Deci este un miros care, cum să zic, este jenant ca într-un oraș frumos cum este Oneștiul să avem astfel de locuri care să pângărească pur și simplu. Deci este oribil ceea ce se întâmplă acolo. Deci are animale moarte pe lângă casă, caută pisici. Deci eu sâmbătă am trecut pe acolo. Deci trebuie luată o măsură în ceea ce cu acest om. Deci nu știu care e măsura, eu nu fac niciun fel de propunere, dar găsiți o variantă, de așa fel? Varianta este că noi în fiecare zi ne-am propus să facem curățenie în vecinătatea casei dânsului. A fost chemat pe în casă, nu putem intra fără acceptul dânsului. E proprietar, știți cum e chestia. Nu mai e lucrul, dar nu uită de ce dați și impozite pe acel imobil. Da. Eu nu cred. Trebuie să credeți dumneavoastră. Vrei să crezi, nu ai să vezi concret. Da. Problema este că în casă, la dânsul, am cerut sprijinul împreună cu doamna de la pensiune, sprijinul poliției, pentru a ne facilita, să zic, accesul în imobil, să salubrizăm și acolo zona. Nu s-a reușit, pentru că cunoașteți persoana care locuiește acolo și ce probleme medicale are, în primul rând, și nu numai medicale. Iar în ceea ce reprezintă vecinătatea imobilului, vă asigur că va fi curățenie făcută zilnic. Are câini în casă, de 20-30 de câini. Îi ține în casă, nu-i mai ține pe lângă. Ce a fost pe lângă, totul s-a scos din teren și s-a dus la adăpostul de câini. În casă e complicat. Oricum, este o acțiune care trebuie să fie permanentă pentru DPP.
un sprijin din partea Consiliului Local, cel puțin acest lucru, până se planifică și alte aspecte care mai sunt în zonă. De sănătate, probleme sociale, ca să fie tot rezolvat cu blândețe, să nu facă bunic la seara cum la vârstă. Da, trebuie să deci, domnul primar... Bine s-a întâmplat. Nu vă faceți grijă, au fost și poropoare. Ieri și poropoare. Ieri a goală. De față cu poliția. Vineri am fost acolo și a ieșit cu niște fete cu cuțitul. Erau de la piscină și deci, v-am spus, e o problemă de ordine psihiatric și aveți că rezolvat în timp. Și cât mai repede. Mulțumesc. Altceva de tău. Da. Mulțumim de părinte pentru domnul consilier. Este necesar să vă dați acceptul pentru folosirea datelor caracter personal pentru încălcarea în SEAP. În SEAP se încalcă în funcție de decizie și avem un formular cine este de acord cu folosirea. Este problema de achiziții publice, da, nu? Pe trebuie de toate datele. Publice. Da. Oricum, asta e o treabă care se rezolvă. Vă mulțumim de participare. Rugăm să rămână domnii consilieri de la PNR câteva minute. Mulțumim televiziunii locale.